Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Ce mâncați în dimineața asta? Micul dejun, asta ar fi o întrebare. Pentru că am găsit un studiu care arată că veganii sunt mai productivi la job. Și, adică la locul de muncă, na. Și au mai multă energie decât oamenii care consumă carne. Așa zici? Da. Pentru că probabil că foamea te face creativ și agil. Și stai mereu în priză. Și ești mereu atent. Poate cine știe. N-ai observat? Foamea îți limpezește mintea. Da, da, da. Asta e. Ce alimente ne mențin în starea de bine și energia? Scrie Sport Media. Ia zine. Fii atent aici. Nu vine să plâng numai. Bun, deci dacă vrei să ai o stare de bine, cică, pașamite și multă energie. Multă energie. Conopidă. Conopidă. Am mâncat ieri piure. Stai așa, parie și pe brocoli. E în listă? Este. Este și brocoli. Păi e practic aceeași familie, nu e aceeași familie. Mi se pare că diferă doar culoarea. Păi practic nu există nicio diferență. Ce, faci diferențieri după culoare? Rasistule. I-a picat fiză în sfârșit, nu înțelegea la ce mă refer. Ce pireu de conopidă ai mâncat tu ieri? Pireuț de conopidă, foarte bun. Cu lăptic și un tic? Mai da. Subțire. Păi bun. Cum mă, că pireu fără unt și fără lapte? Fără unt, păi da, sunt și la regim. Am revenit. Eu spun sigur că tu nu ai mâncat conopidă pasată pur și simplu, că aia n-are niciun gust. Noi am pus niște lapte și sare. Foarte bun. Da, pe locul 2. Recomand. Morcovi. Morcovi. Nu lipsesc. Suntem nebuni după morcovi. Nu lipsesc morcovi? Morcovi în wok, morcovi la cuptor, morcovi, da. Da, nu, da, asta cred că trebuie să fie fiert. Nu. Ardei roșu, ăsta e bun. Varză. Merge, varză. Broccoli. Deci astea ne mențin starea de bine și energia, în sensul că facem mișto de ele și pentru că râdem mult, creștem. Dar și, atenție, oțetul de mere, ceapa și usturoiul. Oțetul de mere? Da, cred că e o bună dispoziție de la usturoi a doua zi în tramvaiul 41. Toată lumea râde, se distrează când se simte ceva, râd până leșină. Ia uite ce pe asta, a urcat un vegan, da, în tramvai. Da, aoleu, stai că-mi pierde suflet. Potrivit studiului, peste o treime dintre angajați sunt triști din cauza alegerilor alimentare pe care le fac. Adică, adică că, da, după ce mănânci o vită, da, e mai postac a doua zi că... Da. Eu sunt că îi dau mulți bani pe ea, se ce? Termină micii. Se digeră greu. Am înțeles că stă vreo 2-3 zile. Hai să nu intrăm în astfel de amănunte la această oră, te rog. Da. Nu că ar fi vreo oră potrivită. Și de-aia te posăcești, știi? Energia se duce pe digestie și... Dar dacă bagi niște mici... Te moi, așa dacă o ții din morcov și brocoli... Are redigeră, e o caterincă tot arădată. Tu ai râde mai mult, dar trebuie să te duci vorba aia, că dacă s-a digerat tanta repede, te pierzi o grămadă de vreme în partea cealaltă. Da, deci asta este. Veganicii că sunt mai energici și mai veseli. Acum să ne uităm la Giuliana, colega noastră, Giulie. Corect. Care este vegană sau vegetariană, nu-mi e clar. Ceva e cu ea. E vegană, dar nu știe foarte sobră de la știri. Ea e foarte veselă. E foarte veselă, râde într-una. Este. Da, noi o întrebăm în fiecare din, adică o rugăm să ne dea și nouă ceva. Dar nu înțeleg de ce nu-i trecută ciocolata aici sau e tot la vegetale. Am tăiat-o eu de pe listă. Era, era ciocolată neagră. Deci nu ciocolată neagră. E la fel cum e cu morcovii. Nu cred că e importantă metoda de gătire. Știi? Așa e și cu ciocolata. Ea e neagră la bază, ea inițial e neagră. După care îi punem lapte, îi punem alune, îi punem... Vezi, gustul omului este foarte ciudat. Eu, de exemplu, nu suport ciocolata neagră, că e amară. În principiu. Nimeni aproape nu suport. În schimb, berea, dacă nu este amară... Parcă n-are farmec. Parcă n-are farmec, deci... Parcă mintea ta vede ciocolata ca pe un desert. Asta crezi că iar trebuie să o privesc ca pe bere? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.